Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. În caz că n-ați citit titlul sau ați dat direct pe notificare, deși nu prea cred că v-a trimis-o YouTube-ul, încerc și eu Far Cry 5, mă rog, l-am încercat de-aseară de când mi l-am descărcat, m-am plimbat așa iurea de mi-am făcut. Am explorat ceva din mapă pe aici așa, să vă arăt și caracterul totuși că poate sunteți curioși cu măi, un negrotei din ăsta. Ia, văd că sunt outfit-uri pe care le pot cumpăra. Da, nici nu-mi pasă de astea. Cam greu cu XP-urile alea, punctele alea, ca să pot să adaug mai multe. Dar văd că gen dacă fac achievement-urile, îmi dă de-astea. Da, mă rog, hai să umblu așa la joc. L-am testat un pic ca să văd cum e. 30 de FPS-uri văd că am, n-am umblat pe la grafică. Nu știu dacă asta o fi grafica pe low sau pe medium, dar oricum arată genială. Am 30 FPS-uri, n-am de gând să umblu la ea. Mai am și pretenția ca pe procesorul ăsta vechi să am 60. Bine că măcar am placa asta care se chinuie toată săraca. Ok, dar m-am așa trecut o mașină pe acolo. Hai să vă pun să mă duc și eu, că nici nu știu. Hai să facem o misiune. Deci sunt pe aici așa. Fast travel, n-am niciunul. Cancel. Deci am un fast travel aici și asta ce e, misiune? Să mă duc la buncărul ăsta. Ma, astea sunt misiunile alea de început și nu le-am făcut. Am făcut doar de-astea secundare. Hai să facem una de aici. Travel. Băgăm un fast travel așa. Bun, mai vine și bună jos pe mine, văd. Hai să vedem ce ne dă aici. În buncăr aici? Nu aici sau? Stai mă, nu mi arată pe aici pe hartă. Iată, cotez de câine. Interesant totuși cum este jocul, nu, dar la prima vedere așa mi s-a părut cam dezamăgitor față de celelalte Far Cry. Hai să dau așa. Bun, dăm aici. Mamă, nici băcă n-am făcut misiunea asta în început. M-am dus până la mama nebea acolo să mă duc la John C. de la Ion sămânță să-l omor și hai mă, fugi. Find a way into boathouse. Păi stai mă, că am deschis ușa asta odată. Active the power, ok. Find a way access to o vâslă. Ok, văd că le-am dărâmat șasura cu catrafusele. Acum trebuie să mă duc în buncăr. Și pe unde o fi buncărul ăsta? A, aici. Deasupra trebuia să mă duc. Hai mă, ieși din apă. Inside search zone, de ce aici? Nu, de ce aici trebuie să caut ceva, ok. Ce trebuie să caut, nu știu, find the way to access the bunker. Deci să fie o cale pe undeva pe aici. Dar aici e doar o de-asta în fund. Și mă oftic că ăsta se mai și neacă după aia. Prin baia asta. Ok, stați că nu înțeleg. Sau... Hai că sunt și eu deștept, n-am văzut valva aia. Ok, gata mă, asta era treaba, să... Ia să apa. Bă, îmi place gen cum se face așa lumina când ies așa într-un loc întunecat. Ia, interesant aspectul ăsta grafic. Ok, ce avem noi pe aici? Să-mi iau un arc? Hai să iau un arc totuși. Hai că am zis ceva interesant. Dăm cu acea arcul. Take loot. Mai am ceva de luat. Take... asta e. Dă-mă înapoi arcul. Hai, încercăm și un pic cu arcul, deși eu nu prea sunt fan. La arc. Hai să vedem ce misiune mai dă bulangiu ăsta.
General Shop, deci pe acolo pot să-mi cumpăr. Dar un alt fast travel pe aici. Nu mai am, asta e ceva la Pumpkin Farm. Ok, hai să vedem totuși ce aș putea să-mi iau de la shop de aici. Ia să mai văd ceva, să mai mă eliberez pe aici. Am puncte, nu prea am să fac misiunea asta, deci câte am? 1. Am ce face cu un punct pe aici, e ceva de vreun punct, scump pe toate, să dea naiba. Și am văzut ceva acolo cu Primal, Primal Instinct. Cred că este pentru Far Cry Primal, dar mă rog, ia. Ce-mi pot cumpăra? Bani cred că am, cred. General Shop, ia. Iron cu a, hop. Ies așa. R, azi ce avem. Deci, weapons, ammo, clothes, silver bar, sell loot. Sell loot, ia, ce am de vândut? Niște Wolverine skin, ok. Hai să nu le stric, poate să întrebească iteme. Ia, armură. Așa. Vedem weapons și avem. Au, ce mai arme. Să-ți da alea speciale, cine n-ai bare bani de ele. Meleuri, nu. Mamă, ce mai e pe aici? SMG-uri, n-am bandele, shotgun nici atât, rifle. Sărac lipit pământ. Snipe, te-am unul deblocat. Hai de lung cu apă ăsta. Da, pot să-i pun și skin. Pot să-l agradez, ca în celelalte, interesant. Hai că punem pe ăsta 500. Back și la astea uziu. Customize. Îl punem aici și îl facem, n-avem bani. Back. Mi-a rămas în inventar, bun. Așa-i. Ce mai avem noi pe aici? O grămadă de mers. Mă, pot să dau fast travel, e bine, am crezut că doar acolo pot să dau. Hai mai repede. Bun, da, aici aveam eu. Deci aici de vânat, nu mai. Ce descriere? Nici nu știu pe unde să mă duc, sincer. Să că mă duc aici. Bagă un fast travel și mergem așa. Dacă aloc din scrim numai asta e. Sau probabil că o fi în cauza că sunt și în zona lui ăsta lui John Seed. Dacă am impresia că vine o mașină. La elicopter. Degeaba trag în pilot când ajung acolo. Am nu trece vreo mașină, vreun vehicul, ceva, un ATV. Bă, dar nimic pe aici. Sărăciile naibii. Că băgăm o viteză așa. Nu știu, să-mi lăsați și voi. Ia, hai că sunt de pe aici. Deci mă? Ia, du-te încolo. Hop! Să lăsați și voi un comentariu cum vi se pare jocul ăsta față de titlurile precedente. Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal. Nu știu, bași la ceva mai interesant. Parcă nu e, parcă n-are așa acel feeling de Far Cry, nu știu cum să zic. Parcă n-ar fi ceea ce mi-am dorit, cu ce m-am obișnuit când aud Far Cry. Dar poate pe parcurs o să devină mai interesant și văd că e ceva acolo. Deci lupii, au atacat pe unul acolo. Cine e asta albastră? Ok, ăsta e bug. De lumina asta albastră. În vacă. Da, am mai găsit niște bug-uri pe aici. Am speriat lupii și voiam să-i omor.
un repan și un elicopter. E, măcar e chestia asta în față, trebuie să o distrug. Am văzut că glonțele aici au un bullet drop și de-aia n-am tras direct drept, că mi se ducea drept glonțul ca în Counter. Stai că am aruncat cuțitul ăla. Așa. Hai mă, că... N-am nimic exploziv la mine. Stai mă, nu asta. Bun. Hai să vedem ce avem noi pe aici. Uite moșuna TV acolo în sfârșit, hop. Oh, hai că se cam trage pe aici, pare a fi ceva interesant. Moare asta. Ia că mă duc pe acolo să vedem ce surprize avem. Ok, hop. Da, asta e cu mine, am înțeles. Hai sus. Ce s-a suit ăsta pe scară? Bine că l-am delit. Arma mea văd. Muci la locul ăla. Mai sunt fraier pe aici? Cred că nu. Hai mă, acum am și-o mai găsește să vină. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The Peggies are trying to defile them. They're trying to erase our history, demoralize us. Okay, cults on their way. We need to protect these memorials and keep the kids. Hai să facem și pe asta. Ok. Stai, trebuie să verific astea sau? Ce vreau să mă să fac astea? Defend... A, să apăr astea, ok, am înțeles. Hai mă, nu muri acum. Hai mă, medkit. Să apăr astea, deci. Ia. Cine v-a dat cu smoke? Nu pumnii de asta.
Moc măsurită aia. Fuck yeah. Mai sunt de venit sau ăștia au fost? Văd că mai sunt. A, ăsta. Cu ce-a bubuit ăla? Au lăsat aruncătoare flăcări. Explozibil, nu mai am. A, e moartă la ok. A, atât, ok. Hai să iau XP-ul și să închei. Să văd ce m-au mai eliberat ăștia. Am vrut să zic asta, I love you. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. Ok, hai să mai bag și eu pe aici niște... Aici am făcut challenge-uri, mi-au dat ăștia puncte, câte am 5. Ne, nu, cred că o să trebuiască. Pescuit, nici nu cred că-mi trebuie. Repara mașină, nu? Astea cu weapon-uri aș vrea să-mi iau. Asasin, astea ca să acopăr alarmele. Sneaky sprint, asta e interesant. Johnny Peck, nici nu știu la care să bag. Boss, cred că o să strâng mai multe și o să strâng pentru toate, habar n-am. Ia, mi-a mai dat și pești ceva. Că pula o grămadă de chestii noi sau? Așa, astea sunt misiunea din story pe care pot să le fac episoadele viitoare dacă mai vreți să mai joc jocul acesta. Eu închei aici. Lăsați un comentariu dacă mai vreți episoade cu Far Cry 5. Eu nu mă așteptam la ceva mai wow de la jocul ăsta, cine știe. Poate pe parcurs o să devină din ce în ce mai interesant jocul. Eu o să închei aici. Aveți secțiune în comentarii, lăsați-vă și voi părere despre jocul acesta, dacă mai vreți episoade sau nu. Eu o să închei aici, ne auzim data viitoare. Ciao, les!